CNR vine fără niciun dubiu așa pe finanțele europene și pe partea de finanțare. 2 ani și jumătate de la ordinul de începere a lucrării, iar ordinul de investițiile arheologice ce pot fi găsite acolo, acestui an, așa cum discutam undeva la începutul anului, proiect, pornim cu sufletul deschis că totul... Pe scurt, este vorba de un sit arheologic, despre un castru roman. Suprafața totală a proiectului, trebuie să spunem că este de aproximativ 7100 de metri. E adevărat, nu toată suprafața era în domeniul public al orașului Ovidiu și în mare parte a fost obținută prin două acte succesive de donație. S-a întâmplat în anul 2015. Valoarea proiectului este de aproximativ 3 milioane de euro. Durata implementării lui, de la ordinul de începere a lucrării, cel mai probabil din primăvara acestui an, 2 ani și jumătate. Avem acest sit arheologic de însemnătate națională și nu o spun eu pentru că este pe lista monumentelor naționale pe această categorie însemnătate națională și nu locală. Ne-am dorit să-l scoatem la lumină și să-l arătăm publicului. Pe scurt, acolo este vorba despre o fortificație romană ce apăra vechiul apeduct roman care alimenta cetatea Tomis. Pe o suprafață, cetatea aceasta, să-i spunem, era pe o suprafață de 2200 de metri, cam 55 pe 40 aproximativ, cu patru turnuri. Unicitatea acestei fortificații este faptul că nu sunt altele de acest gen, faptul că are două turnuri circulare și două turnuri dreptunghiulare și faptul că ele sunt în afara incintei principale. Apoi putem vorbi despre o bazilică romană precreștină. Ea a fost descoperită mult mai târziu decât castrul roman, dar să știți că ea ca și construcție este dinaintea castrului roman. Înainte de a fi realizată această fortificație, exista această bazilică romană precreștină, destul de mare pentru acele vremuri și chiar pentru vremurile noastre, de aproximativ 175 de metri pătrați, 20,5 lungime pe 8,5 lățime, și aceasta va fi scoasă la lumină, protejată și îmbrăcată în sticlă pentru a avea acces publicul și pentru a putea vedea vestigiile, descoperirile din interior. Și sigur că pentru un proiect de acest gen este nevoie și de activități conexe, de toalete, de spații verzi, de alei pietonale, de tot ceea ce înseamnă parcări pentru autocare sau pentru cei cu dizabilități. În linii mari despre aceasta este vorba. Vă gândiți doar la turiștii care vor veni sau vă gândiți la copiii care vor învăța istorie? Sincer, fiind vorba despre un proiect de însemnătate națională, ne dorim să vină și turiștii la Ovidiu și fără niciun dubiu vor veni să vadă acest sit arheologic. El este important pentru comunitatea noastră, dar fără niciun dubiu îl putem gândi ca și fiind universal. Iar din acel moment avem...